La ceas aveți șnur? Sigur. Crezi că nu m-a... Avem și șnur, cel mai bun mărțișor. Sau șnur de lână de la colega. Înțeles. Aveți și piese de schimb? Pentru ce an? Pentru rotițe. Numai câteva acasă. Câteva, înțeles. Lămpi pentru televizoare nu aveți? Nu. Numai... Făceam un televizor pe dar. Eu ce mi-ați plăcea. De când faceți? De 3 săptămâni. Ați moștenit un atelier de depanare? De unde? Nu. Oser. Un cuvânt. Oser. Am înțeles. Ter de vechituri din cel mai multe ori. Ne place să sunt profitabile? Nu chiar. A necesitat o investiție inițială, mă gândesc, nu? Da, asta-i tot. Și n-am și acoperit, asta-i bine. Dar nu cred că-s profitabilă. Nu vindem. Ceasurile erau funcționale atunci când le-ați adus? Avem și colecția de ceasuri funcționale pe care le-am luat pentru desfăcut și funcționau. Cum să le desfacem, nu? Le păstrăm așa cum sunt. E majoritatea zuse sau românești de masă sau... Păi, poate era interesant dacă păstrați și marca sau este undeva vizibilă pe piese? Nu chiar. La cele de masă, adică roțile mai mari care sunt la ceasuri de masă, majoritatea sunt făcute la Arad, Aradora. Încă nu sunt, nu-i cazul să vorbim de piese de patrimoniu. Încă n-au o vechime suficientă. Bineînțeles că nu. Asta. Aveți vreo surpriză peste câțiva ani să le vedeți în ceva licitație de asta internațională? Poate că are și ceasuri funcționale, chiar și de masă și ne plac cât se poate de mult ceasuri și brichete. Altfel, cu ce vă ocupați? Care e meseria? Sculptură. Da. Sculptură și design. Înțeles. Păi atunci ar fi trebuit să le produceți, nu? Să le luați din târg piesele. Da, corect. E un curent așa cu ready-made-uri, cu piese pe care le găsești și le asamblezi altfel. Și asta ne atrage mai mult ca orice. Mergem și pe felt art, cu lână, metal. Nu sunt periculoase, nu? Aceste mărțișoare. S-ar putea să explodeze la un moment dat. Nu neapărat explozie, da, eu știu, pot deveni arme, pot deveni... Ar putea, nu, niciun caz. Nu o să vă pe nimeni care trezești cu rotiță. Începe să funcționeze. Da, cineva care te înjunghe cu rotiță de ceas, nu. Cel mai scump mărțișor este ceasul acesta? 20 de lei. Da, ceasul. Cel mai scump mărțișor. Care nu are prețul... Nu are făcut de mine. Are prețul că e negociat. Am înțeles. Succes. Mulțumesc. Pentru ce? Numele dumneavoastră? Niță Mircea.